Mai degrabă un joc de tatonare, să vedem această acțiune a Craiovei cu Răduț care trimite în flanc și mingea este scăpată în poartă de Laurențiu Brănescu. Gibril Ibrahim deschide scorul, o fază care nu anunța mare lucru. Vorbeam de traiectoria carierei lui Brănescu. Asta mare speranță a fotbalului românesc. Iată-l pe Brănescu, gafează, copilărește aici, practic un cadou făcut celor de la FCU Craiova. Încă o dată șutul lui Ibrahim, scapă pur și simplu mingea în poartă Brănescu. Am văzut gafe de portar și ieri la FC Bihor, Concordia, șutul cu piciorul stâng, e adevărat, mingea prinde gazonul în fața porții, dar nu poți să iei un asemenea gol. Este în preajma balonului și capitanul Patrick Petre, Petre, bară! Scapă Craiova, era bătut Codruț Sandu. Prima mare ocazie a nemțenilor în minutul 19, la lovitura liberă trimisă în bară de Patrick Petre. Foarte bine executată această lovitură liberă. Din nou foarte activul Patrick Petre și să vedem, este lovitură de la 11 metri. Se vede din nou lipsa de experiență a lui Bălașa, eliminat la ultimul meci de acasă, aici comite fault. Da. Pare să fi lovit și mingea, dar și piciorul adversarului. N-a avut nicio ezitare centralul Cristian Moldoveanu. Da. Asta lovitură de la 11 metri. Patrick Petre față în față cu Sandu, trimite pe centrul porții. L-a trimis în stânga pe Codruț Sandu. Se restabilește egalitatea la jumătatea primei reprize. FCU Craiova Ceahlăul 1-1. Intervenția lui Abel Folia, se întâmplă ceva acolo la marginea terenului, la banca celor de la FCU Craiova. A fost contestat evident acea lovitură de la 11 metri. Adrian Mititelu acolo. Da, momente foarte tensionate și cuvinte greu de reprodus. Să vedem cum va rezolva Cristian Moldoveanu această problemă. Deocamdată a arătat că va prelungi această prima repriză. Semnul este de a părăsi terenul de joc, semnul pe care îl face patronul celor de la FCU. Da. Îl vedem și pe Florin Costea. Dacă e vorba doar de acea fază a penaltiului, mi se pare totuși exagerată această reacție. Oricum, și dacă echipa ar fi fost dezavantajată, clar, astfel de lucruri nu se pot întâmpla. Un patron al echipei se intre pur și simplu pe gazon, să se certe cu arbitrul, se dă lovitură liberă, fautează fundașul dreapta al Ceahlăului.
Se pare că nu a plecat de acolo, de la marginea terenului. Da. Incredibil. Mititelu îi cere arbitrului să iasă afară, el nu se lasă dus de acolo. Cuvinte grele pe care îi le aruncă centralul lui. Da. Fără comentarii, această atitudine a patronului celor de la FCU Craiova, care au început la ora 11. Patrick Petre trece frumos, Patrick Petre, 2-1 Ceahlăul, superbă acțiunea personală a capitanului de la Ceahlăul, omul meciului până acum. Dar deranj mare în defensiva oltenilor, mult prea ușor a trecut acolo de doi adversari. Și iată cum, cât de repede se schimbă lucrurile. Craiova a avut 1-0. Bunas, ultimul jucător depășit ușor. Perfect. Trimite Patrick Petre. Plonjon disperat al lui Codru Sandu, a atins cu vârful degetelor mingea, dar nu a putut opri-o din drumul spre gol. Da, parcă reinventat Patrick Petre, îi trimite lui Blidar. Răduț, șutează Răduț! Ho-ho! Ce gol! Două reușite superbe în această partidă, în prima repriză. Mai întâi Patrick Petre, acum Răduț cu un trasor, minge șutată de la mare distanță. Mingea lovește bara, fără reacție Brănescu. Patru goluri în această primă repriză din Bănie. Superb! Vinovat la primul gol, Brănescu nu putea face mai mult aici. Puteau face, în schimb, mai mult jucătorii Ceahlăului, pentru că nu l-au lăsat acolo pe Răduț, a avut timp să-și așeze mingea, oricum. Urmea să vedem dacă va fi un șut în forța lui Achim sau unul plasat al lui Dragu. Trimite Dragu în transversală! Egalitate și la acest capitol, după ce Patrick Petre a trimis în bară în prima repriză, tot din lovitură liberă. Patrick Petre trimite în centru, un șut destul de bun, era ieșit la marginea careului mic Codruț Sandu. Revedem execuția lui Cipsah, Iusif Cipsah, jucător ganez. Nemțenii sunt cei care stau mai mult în jumătatea gazdelor și încearcă din nou șutul de la distanță. Mingea a șters acolo transversala, a deviată, va fi corner. În multe faze, Codru Sandu stă prea în față. A fost șutul lui Gianni Crețu. Pentru a doua oară, mingea lovește bara porții. Oh, ce șut aici! 3-2 Ceahlăul! Încă un gol superb pe care îl vedem în acest meci din Bănie.
Craiova a condus cu 1-0, Ceahlăul a avut 2-1, Oltenii au egalat, acum din nou Piatra Neamț în avantaj. Gol marcat de Copot Barb, jucătorul intrat în partea secundă. O execuție superbă, era din nou ieșit la 4-5 metri în fața porții, Codru Sandu, mingea. Ia înălțime aici, nu a fost deviată de vreun jucător al Craiovei, ca și la golul lui Patrick Petre, atinge cu vârful degetelor mingea Codru Sandu. Ok, execuție bună, dar ai spune că e gol de portar și aici. La fel cum s-a întâmplat la primul gol al Craiovei, când Brănescu a scăpat mingea în poartă. La Astra, la UTA, la Petrolul, Rapid în Bulgaria, la Beroe, Chiajna, ultima echipă înainte de a semna, cu Ceahlăul scoate de sub transversală Brănescu. Goluri, 5 goluri și multe alte ocazii din această partidă, cu execuție spectaculoasă. Calcă pe minge, nu e nimic aici. Încă un contraatac al Ceahlăului și încă o șansă de 4-2. Intervenția lui Codruț Sandu. Mingea intră în poartă cu mult noroc, e adevărat. Și meciul e jucat. Spectacol oferit de Ceahlăul în bănie. Mingea a luat o traiectorie ciudată, a prins mult efect, derutat Codruț Sandu, care în prima fază a avut o intervenție bună. Să vedem dacă ultimul care a atins mingea a fost Davorzie, dacă nu cumva a fost autogol. Mare, mare gaur acolo în defensivă, e din portarul Craiovei. Da, mingea n-a mai fost apoi atinsă, a căzut și a prins acel efect, lovit și bara, complet bulversat acolo Codruț Sandu, insistența lui Davorzie.